Cel mai recent buletin informativ transmis de Inspectoratul Școlar Județean Suceava legat de cazurile de COVID din liceele din județ anunță că 28 de elevi și profesori au fost confirmați pozitiv. Din acest motiv, 11 clase și-au suspendat activitățile cu prezență fizică, iar orele se vor face în mediul online. Astfel, au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 elevi de la Școala Gimnazială numărul 1 din Gura Humorului, Școala Gimnazială Bogdan Vodă Rădăuți, Colegiul Tehnic Lațcu-Vodă Siret, Școala Gimnazială numărul 2 Vatra Dornei, Școala Gimnazială numărul 4 Vatra Dornei, Colegiul Andronic Motrescu Rădăuți, Școala Gimnazială Teodor Balan din Gura Humorului, Colegiul Tehnic Rădăuți și Colegiul Național Dragoș Vodă Câmpul Lung Moldovenesc. În Fălticeni au fost confirmați elevi de la Școala Gimnazială Ion Irimescu și Colegiul Național Nicu Gane, în timp ce în Suceava liceele în care s-au înregistrat cazuri de COVID în rândul elevilor sunt Colegiul Național Petru Rareș, Școala Gimnazială Ion Creangă, Colegiul Tehnic Samuel Isopescu, Liceul cu program sportiv, Școala Gimnazială numărul 4, Colegiul Tehnic Petru Mușat și Colegiul Economic Dimitrie Cantemir. Unul dintre motivele pentru care infecția cu coronavirus se răspândește rapid în colectivitate este din cauza refuzului părinților de a-i vaccina pe copii. Aceștia au primit acasă chestionare pentru vaccinare pe care majoritatea dintre ei au refuzat să le semneze. Nici personalul didactic nu a fost ferit de infecția cu SARS-CoV-2, 14 profesori au fost depistați pozitiv în 12 unități de învățământ preuniversitar. Acestea sunt Școala Gimnazială Mitocul Dragomirnei, Grădinița cu program normal Lumea Copilăriei din Gura Humorului, Școala Gimnazială numărul 2 Vicovu de Sus, Colegiul Tehnic Lațcu-Vodă Siret, Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava, Școala Gimnazială numărul 2 Vatra Dornei, Clubul Copiilor Gura Humorului, Școala Primară Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, Grădinița cu program prelungit Așchiuță, Școala Gimnazială Satu Mare, Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni și Școala Gimnazială Luca Arbore. Singura măsură care poate fi luată în această privință este suspendarea învățământului cu prezență fizică în clasele în care a fost depistat cel puțin un elev sau un profesor testat pozitiv la COVID, orele de curs fiind mutate în mediul online.